Există numeroase proiecte rezidențiale care s-au dezvoltat în ultima perioadă la Iași, chiar dacă la începutul anului observam că stagnează construcțiile și mulți eram dezamăgiți și mai ales cei care începuseră chiar să spere că în câteva luni sau într-un an se vor muta în casă nouă. Observăm că în ultima perioadă s-au dezghețat construcțiile, s-au dezmorțit. Păi vedem în jurul palatului așa, că acolo se muncește zi și noapte și mi-aș dori ca tot Iașul să fie un șantier. La început, categoric, ca ieșan și ca cetățean, nu prea mi-ar place că este un disconfort, dar aș ști că peste 2, 3, 4 ani Iașul ar arăta minunat. Eu abia aștept să se termine această investiție imensă care este la palat, pentru că în aceste condiții Iașul probabil va avea cel mai interesant, ca să nu spun cel mai frumos, cel mai interesant centru civic din România. Aveți mare dreptate. Palatul este cel mai mare șantier din Iași în acest moment, în care chiar se construiește intens în această perioadă. Nu trebuie să așteptați prea mult pentru a vedea chiar cu ochiul liber construcția ajunsă la final, pentru că două clădiri de birouri, clădiri de clasa A, vor fi date în funcțiune chiar în vara acestui an, chiar acum, în câteva luni, în luna august, vor fi date în funcțiune. Și haideți să vedem și avantajele, și anume faptul, cu siguranță, chiriașii care vor pune mâna pe acele spații vor genera noi locuri de muncă și, de ce nu, poate vor atrage investitori, oameni de afaceri. Deci Palatul este un proiect promițător și care aduce numeroase avantaje. Pentru Iași, Palatul a fost un proiect care va avea totuși, va fi dat la cheie în toamna anului 2011. Să sperăm, abia așteptăm să vină, deci toamna anului 2011. A generat numeroase controverse, dar până la urmă haideți să vedem avantajele și beneficiile aduse. Un proiect și criticat, așa și lăudat, și bine să fie o diversitate de opinie, că atunci ar fi deci o apreciere liniară și nu este corectă. Abia în final vom vedea avantajele acestui proiect. Deocamdată, cum spuneați dumneavoastră, prin cele două mari blocuri cu spații destinate birourilor, așa, vor aduce investitorii, deci vor aduce oamenii de afaceri. Vor genera locuri de muncă. Locuri de muncă, deci se va crea un climat de afaceri, deci benefic pentru Iași. Cunoscând bine acest proiect, vreau să vă spun că în final va aduce pentru municipalitate un avantaj financiar, dar eu nu prea țin la avantajele financiare, dar trebuie să-l spun, de circa 2 milioane și jumătate de euro anual, prin redevențele, prin cota de profit pe care o primește și primăria. Eu vreau să mă refer la efectele sociale acestui proiect. Cum afirmați și dumneavoastră, deci creează locuri de muncă. În al doilea rând, deci atrage, deci creează imaginea Iașului. Este cel mai mare proiect din România și poate învăț și eu îndeplinit visul cu ochii să văd cea mai mare, deci, parcare subterană din România cu 2500 de locuri. Asta e marea problemă a Iașului. Asta se lau, că este o mare problemă cu parcarea în municipiul Iași. Mai ales în zona centrală. Din zona centrală e ceva de speriat. Deci toți cunoaștem această problemă și vreau să fac o precizare. Nu numai în Iași. În toate marile metropole ale Europei, așa se întâmplă la fel ca la Iași, poate mai rău în alte orașe mai mari. După aceea, deci, acest proiect va crea după ce deci vor începe să deruleze întreaga activitate, așa, vor crea multe locuri de muncă pentru tineri. Și în final las ce a spus dumneavoastră cu locuințele. Pentru că, într-adevăr, deci sunt solicitări foarte mari, înseamnă că de cerere este mare și probabil dacă cererea este foarte mare și prețurile vor fi pe măsura cererii. Oferta trebuie să se adapteze la cerere. Ne oprim pentru un scurt moment pentru publicitate, după care revenim.